Hei, salutare, dragii mei! Bună dimineața și bine v-am regăsit la mesajele zilei! Poftă bună la cafeluță, poftă bună la viață și la lucruri minunate! Haideți să vedem despre ce este vorba, care este titlul emisiunii, care sunt îndrumările și sfaturile din partea Spiritului pentru astăzi. Joy and contentment, despre bucurie și despre mulțumire, despre încântare să fie. Este o stare extrem de importantă pentru bunăstarea ta și pentru a ajunge la dorințele tale, că dacă nu stăm cât mai mult posibil, pentru că nu știu cât o să reușim să stăm tot timpul în starea aceasta de mulțumire și de fericire, da? De jovialitate, haideți să spunem, nu prea avem cum să ajungem acolo unde ne dorim, la lucrurile acelea bune, și știți lucrul acesta. Bun, haideți să vedem care sunt și bilețelele din cea unică vititică de prăjitorică, ochi. Iată, vorbim despre ochi, ceea ce vezi în jurul tău, observă, puneți atenția, spune Spiritul, pe lucrurile acelea frumoase, pe lucrurile plăcute, chiar dacă există și altfel de lucruri pe care, mă rog, tu le-ai etichetat într-un sens, să spunem, negativ, nu te concentra pe ele. Acolo unde te focusezi, și știți foarte bine, acolo îți transmiți energia. Scorpion, iată, poate să fie cineva în Scorpion cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în Scorpion, și mai vedem petrecere. Poate sunteți invitați la o petrecere, cine știe, și acolo o să fie cu bucurie și cu încântare și cu lucruri foarte frumoase. Doamne ajută, inshallah, să mă uit bine. Țări străine, cine știe, poate veți fi invitați peste hotare. Duceți-vă, că se pare că lucrurile vor fi bune. Și mai avem mai sau martie, iată, ori în mai, ori în martie, sau poate cineva născut în una din aceste două luni. Mergem mai departe și să vedem pe calea astrelor, vedem casa a doua, casa banilor, câștigați prin muncă, da, casa resurselor. Păi acum, nu știu, dacă primești vreo invitație la nuntă, trebuie să te apuci de stres. Bani, că nu sunt tocmai ieftine, da? Și vedem și casa gemenilor. Doamne Dumnezeule, gemenii, poate fi cineva evident în gemeni, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în gemeni, sau putem vorbi despre comunicare, despre vești, fie legate de bani, așa cum am văzut acolo, fie legate de o invitație. Schimbare și noi începuturi aduse de energia lui Uranus. Și mai vedem Nodul Nord, energia Nodului Nord, care ne arată drumuri noi care se deschid. Pentru unii dintre voi poate anunța Spiritul și o schimbare pe parte de carieră, pe parte de job, da? Ceva nou să apară și să te ducă într-o direcție nouă, mult mai potrivită sufletului tău, mult mai bine pliată, să spunem așa, pe energia ta. No, bun, haide să vedem și de aici care sunt mesajele care vor să vină către voi, dragii mei. Și vedem patience, răbdare, cu un Jupiter în Fecioară, care zice în felul următor: să ai răbdare, indiferent ce începi acum, da? Dacă vorbim despre o schimbare de direcție, pe parte de job, pe parte de carieră, poate îți vine vreo idee să faci vreo investiție, foarte bine, fă investiția, plantează sămânța acolo, dar ai răbdare. Jupiter te ajută, Fecioara vine și îți spune să fii organizat, da? Și să nu bați din picior acolo, să răsară planta mâine, că nu o să se întâmple lucrul acesta. Bun, dacă vei avea răbdare, dacă vei fi organizat, te vei bucura de rezultatele muncii tale, fără doar și poate. Și mergem mai departe și să vedem ce alte indicii vor să mai vină. Nu lăsa dubiile și nu lăsa neîncrederea în tine să te stăpânească. Ieși din gândurile acelea, pentru că nu e bine. Și vedem și reuniunea unor suflete. Nu știu dacă se va întâmpla lucrul acesta sau cineva are dubii legate de o relație sau de un parteneriat. Există aici o suferință, există niște emoții reprimate sau cineva trăiește încă în nostalgia ceea ce a fost în trecut și vine momentul să te eliberezi de aceste emoții, vine momentul să te cureți, da, de această suferință, pentru că trebuie să mergi mai departe. Da, vedem și asistența din partea ghizilor tăi spirituali și spun release, eliberează-te de aceste emoții, eliberează-te de trecut, vine momentul să schimbi direcția, vine momentul să reînveți sau să-ți dai voie, cum vrei tu să zici,
să te bucuri de viață și să începi ceva cu totul și cu totul nou. Pluto, da, vedem cartea, ok, energia morții, energia transformării, energia scorpionică, tot am văzut scorpionul acolo și încă o dată vedem aici, ia câte zodiile de foc, de data aceasta leu, berbec, săgetător, ele pot vorbi și despre focul acesta care să se reaprindă în interiorul tău pentru a putea merge mai departe. De asemenea, poate unii dintre voi v-ați separat de cineva care face parte din zodiile menționate mai devreme, poate să fie și zodiile de foc și această persoană încă mai stă în energia aceea ce s-a întâmplat sau voi faceți lucrul acesta și atunci e bine să vă detașați. Uite și semințele despre care vorbeam, că trebuie plantate acum. Da? Plantează-le conștient, ai răbdare, ai încredere și ai să vezi tu ce se manifestă. Doamna Lună vine cu luna plină în balanță și spune să nu-ți fie teamă să dai drumul trecutului, să nu-ți fie teamă să închizi anumite situații din viața ta, vei avea doar de câștigat, ai aici niște șanse extraordinare, dar de ce ți-e teamă să dai drumul trecutului? Doar tu și numai tu poți să știi lucrul acesta. Semn de foc încă o dată cu cartea împăratului, da, energia berbecului o vedem aici. Împăratul este la suprafață, o să vedem noi ce este cu el, ia câte și frica de a lua o decizie. Nu știu dacă ești tu acest împărat și ți-e frică să iei o decizie sau nu știi ce să faci în legătură cu această figură autoritară. Că e vorba despre relație de iubire, că este șeful, că, mă rog, sau o altă formă de autoritate pentru tine. Există niște conflicte mentale exact legate de teama de a încheia un ciclu, teama de a merge mai departe. De ce ți-e frică? Nu știu. Uite doiul de cupe, uite ce te poate aștepta acolo dacă îți dai voie să pleci, dacă îți dai voie să închizi niște lucruri. În primul rând, tu trebuie să fii mulțumit cu tine, da? În primul rând, tu trebuie să ieși din starea aceea, sau mă rog, din credința aceea că ar fi ceva neregulă cu tine sau că nu ești suficient de bun. Vine momentul, da, să te deschizi pentru ceva nou, că vorbim despre parteneriat, că vorbim despre iubire, nu contează. Ia că să ai curajul, da, să te deschizi, să ai curajul să faci primul pas, să ai curajul să mergi mai departe. Bun, să vedem și lămuririle. Why is the emperor here? Thank you, spirit. Uf, Doamne, uite și rănile sufletești, uite și dezamăgirile, probabil fie aduse de acest împărat sau, repet, tu ești acest împărat și rănile sunt acolo. Nu le mai lăsa să se joace cu tine și cu mintea ta. Nu știu dacă există și posibilitatea ca cineva din trecut să ia legătura cu tine și să-ți reaprindă niște răni sufletești. Nu neapărat în cazul acesta împăratul să fi făcut ceva. Împăratul să ia legătura cu tine, la tine se reactivează rănile sufletești și hopa, o iei tu, îți vine să o iei de tra-la-line pe câmpii. Și vedem și un 4 de cupe care ne arată starea aceasta de amorțeală, starea de monotonie, dar vine și surpriza din partea Universului, da, cu a patra cupă și îți aduce niște lucruri frumoase, îți aduce niște lucruri minunate, da, doiul de cupe pe șasele de cupe, vorbim despre posibil suflete pereche, despre o potrivire foarte, foarte frumoasă, indiferent de natura acestui parteneriat. Dă-ți voie să te deschizi, dă-ți voie să lucrezi acolo în structurile subconștientului tău pe chestii legate de parteneriat, pe chestii legate de relație, care îmi sunt credințele vis-a-vis de lucrul acesta, ce simt eu vis-a-vis de relații și parteneriate. Pentru că vedem unii dintre voi, e foarte posibil să fie ales o bună perioadă de timp, fie să rămâneți singuri sau chiar că sunteți într-o relație, să vă închideți în interiorul vostru de teamă să nu știu ce se întâmplă pe acolo și fiecare le știe pe ale sale că sunt multiple. Da, ceva nou vine fără doar și poate, s-ar putea să fie și niște semnări de acte sau înțelegeri, nu știu, verbale și așa mai departe în legătură cu niște planuri de viitor, dar crezi în ele sau nu, asta doar tu știi. No, bun, haideți să vedem mai departe de data aceasta cu Lenormand și să vedem, ia câtă cartea casei, din nou numărul 4, ia câtă cumva energia împăratului, putem vorbi despre cineva stabil, la fel de bine putem vorbi și despre niște traume legate de energia paternă, de energia masculină. În fine, cu cartea casei vorbim despre stabilitate, vorbim despre protecție, despre lucruri concrete, lucruri solide. Am văzut și energia lui Cupidon acolo care vorbește despre iubire.
dar vedem și secera, da, care poate să vorbească despre încheierea bruscă a unor situații, a unor lucruri, probabil deja ați trecut prin lucrul acesta sau cineva a trecut printr-o separare pentru a putea să ajungă la voi, ia că tăi și iubita, o vedem aici, sau, mă rog, cineva care, hopa, cineva care ține la voi. S-ar putea să aveți unii dintre voi de a face cu cineva citit, cu cineva cult, cu cineva, nu știu dacă, mă rog, are funcția aceasta de judecător sau nu, dar este cineva... mă rog, care a citit și are multe informații, că nu vreau să pun eu acolo niște etichete pompoase, că pe mine mă enervează treburile astea de numai. Bun, haideți să mergem mai departe și să vedem mesajul din partea amorului Ghebos pentru astăzi, honeymoon. Iotel, da, nu știu dacă ați întâlnit sau poate veți întâlni această persoană undeva, nu știu, într-o excursie undeva pe unde vă plimbați voi, repet, este o persoană cu o funcție înaltă, haide să zicem așa, da, și cu un bagaj de cunoștințe impresionant, nu știu de ce îmi vine cuvântul acesta, habar n-am. Dacă sunteți într-un cuplu, dați-vă voie să vă deschideți, dați-vă voie să vă relaxați, dați-vă voie să mergeți undeva, poate doar voi doi, și să vedeți, poate se întâmplă acolo niște vindecări, poate lucrurile se așează până la urmă. Nu, haideți să vedem și din baby amor, Ghebos, atașamentele materiale, iată-te, unii dintre voi s-ar putea să stați unde nu trebuie, pentru că sunt niște atașamente materiale, și best friend, foarte interesant, pentru că unii dintre voi s-ar putea să stați, repet, într-o situație, pentru că asta e, sunt atașamentele și de fapt inima să fie într-o altă parte, nu știu dacă este la prietenul, prietena cea mai bună, habar n-am, nu știu, sau cineva din grupul vostru de cunoștințe. No, bun, haideți să vedem întrebarea, ia să vedem la ce vă pune spiritul să meditați, să vă gândiți astăzi, pentru că am considerat că sunt întrebări importante care scormonesc acolo în cotloanele sufletului și bine fac. What do I believe about money? Ce cred eu despre bani? Care este definiția mea despre bani? Do my beliefs match my dreams? Credințele mele legate de bani se potrivesc cu visurile mele legate de bani? Adică, ok, eu visez să fiu, nu știu, foarte bogat, milionar, miliardar și așa mai departe, dar oare eu blamez energia banului? Ce legătură și ce relație am eu cu energia banului? Care sunt credințele? Puneți-le pe hârtie și vedeți ce iese la suprafață. Și să vedem care sunt și răspunsurile pentru întrebarea sau întrebările voastre de astăzi, dragii mei. Răspunsul cu numărul 1 este un maybe, poate da, poate nu, pentru că e roata, ea se poate întoarce și pe parte și pe alta, este roata norocului. Răspunsul cu numărul 2 este un nu, adus de 9 de săbii, pentru că el vorbește despre frici și despre anxietate. Și răspunsul cu numărul 3, tot un nu de data aceasta, adus de 5-ul de bâte, care vorbește despre conflicte. Dragii mei, acestea au fost mesajele pentru astăzi. Have a glorious day! Ciao, ciao!